Salutare, Eman, tot spun o serie. Aceasta va fi o serie de 7 Days to Die, un joc survival care seamănă cu Minecraft foarte mult pentru că poți să-ți construiești case, să săpi și chestii din acestea. Dar este diferit de Minecraft, seamănă cu el, dar diferit, pentru că în primul rând lumea nu este în cuburi. Săpi, dar este ca și cum ai săpa în realitate o groapă, nu cuburi. Iei cubul ăla și tot așa. Am gândit că ar merge serie și cu acest joc. De fapt vor fi două serii, multiplayer, single player, aceasta este single player. Nu știu, cu multiplayer o mai vedem. O să fiu singur pe multiplayer sau cu niște prieteni. Mă mai gândesc la chestia asta. Și scopul meu în această serie de single player este să-mi fac și o bază și na, să-mi fortific și să mă apăr de zombie ăștia. Foarte enervanți. Bineînțeles, la început va trebui să lutez, să caut apă, mâncare și na, chestii din acestea. Ok, deci asta aici. Sunt animale în joc care pot fi vânate și jocul este în early alpha, deci o să mai fie datat și na, îmbunătățit pe parcurs. Ok, am găsit un Firex. Bun că pot să fac rost de lemn cu el. Nu ce mai găsim aici. Un shotgun foarte bine. Lootul nu este deloc sărac în acest joc, adică găsești, nu ca în alte jocuri. Și e bun. Și să începem să te încopaci. A luat lemnul. Aici ne trebuie un pickaxe pentru pietre. Ok, s-a nevoie de lemn, de foarte mult lemn. Pentru că zombii, după aceea ce se fie cu bază, încep să distrugă, de fapt și pe parcurs când o faci, nu mai când ai terminat-o. În orice caz, trebuie să adunăm. Na, ia de aici. Așa. Ai, tai te odată. Ok, mă duc bine. Ok, a căzut copacul. Să stai și ăsta. Eram curios. Și văd că itemele își pierd din viața lor, ca zic așa, adică le folosesc și se strică, mă rog. Ați vedem? Numai car battery. Ok, ia să mâncăm. Asta e cum să fie. O să-mi scad la hidratare ceva, ca să rog să fac o lacă de sete. Dar n-am ce face, am nevoie de mâncare. Ok, clădiri mari. Să sperăm că o să găsim ceva interesant pe aici. Niște muniție. Ok. Opa, un zombie.
N-a de aici. O, ce avea acolo? Gunpowder. Iau totul. Oh, a luat o pălărie. Mă echipez cu ea. Un borcan. Noaptea este foarte rău pentru că zombii sunt mult mai agresivi și mult mai mulți. E, zombie ăsta ciudat cum a murit. Arată groaznic. I-am luat asta din greșeală, n-am nevoie de ea. Ia. Mining helmet? Cred că este mai valoros decât șapca. Aici m-am purtat. Ia să vedem aici. S-ar putea să găsim ceva valoros, mă rog. Ceva important. Niște pene. Mâncare, foarte bine. Ok. Niște pastile, painkillers. Multibreed, ăsta nu-i bun de încalz. Ce mâncăm niște de-astea. Ok, și aș vrea să craftez ce am cu cea. Pot să-mi fac un sleeping bag. Dar eu aș vrea niște lemn. Wood frame. Resurs. Ah, wood plank. Crafting, yeah. Sau. Aha. Aha. Deci așa funcționează sistemul de crafting. Ok, facem numai wood planks astea. Au, oh, pot să nu mișc. Craftează, fine. Ia să căutăm pe aici. Nou. Nimic. Nimic. Glacier, o să n-aș uite că o să las luăm apă cu el. Aici am fost, am căutat. Ok. Am luptat tot pe aici, am luptat. Ok, ia să vedem aici. Zombie ăștia. Urâți și răi. Știu că îmi consumă gloanțele pe ei, dar n-am ce face. Că mă pot omorâ.
Oh, um pistol, bom. Foarte bine. Oh, asta e ca un fel de blueprint. Oh, avem lemn destul. Sau, mă rog. Ia. Ah, da, a fost ca un fel de blueprint și mi-a dat side note. Ia să vedem. Zombii ăștia scot niște sunete foarte neplăcute, urâte. În orice caz, noaptea să vrească să mă adăpostesc că... Am zis că se fac mulți zombii, apar mulți zombii și na. Hai mă, coboară. Așa. Wow! A sărit pe mine. Ok, aici n-am fost. Să ne uităm și aici. Să încerc să le trag în cap. Ok. Painkillers. Nu trebuie apă. Oh, iron pipe. Oh, what the? Wow. Să iau aici niște painkillers, că am nevoie. Mă crească viața. M-am speriat, deci dacă mai stăteam o secundă, muream. Deci... Iar mi-a luat din viață ceva. Hai, cum găsesc? What the? Am, sunt infectat. Sau n-am apă. Îmi trebuie apă urgent, cred. Ok, pot lua de asta. Oh, perfect. Nu surci niște apă. Pe pareti, beau, beau. Ai nevoie. După aceea să fugi la râu neapărat. Să nu niște apă. Hai să aflu că sunt ceva. Oh, n-am găsit nimic. Opa, what the? Zombie, zombie, zombie. Vreau zombie ăștia. Ok, o luăm așa spre rău. Ne pregătim borcanele. O să avem nevoie.
Ok, nu este un început prea rău, dar se putea și mai bine. Și vreau să mai dau un pic de energie, asta mă desidratează și chiar nu vreau asta. Am o oală? Da, o oală, dar cu ea pot să gătesc, deci e bună. Sau am nevoie de campfire pentru asta. În orice caz, râul e aici, aproape, foarte aproape. Să și vedem. Și cred că o să noptez la casa aia. Hai, nu știu, mă mai gândesc. Mă gândesc aici cât iau apă. Mi se pare mie sau uci șoapte, deci chestia asta ciudată. Am pot hidrata în sfârșit. Dar nu-mi borcanul. What the fuck? A aruncat borcanul. Măcar m-am hidratat. Iar acum pot să... îmi fac un mic shelter. Mă rog, să-mi baricadez o leacă casa asta. Dar mai întâi trebuie să o curăț. Nimic mai enervant decât niște zombii. Fuck, nu mai am glanțe. Hai, muriți! Serios? Luăm chestiile astea. Pe bune! Vine o grămadă și foarte enervant! I-am curățat. Ok, luptăm un pic de 15 glacier. Și să fac niște wood. Wood sales, nu sleeping bag. Un wood door o să fac. Ah, să pun lemn. Șantele astea sunt enervante, adică ești ciudate. Oh, apă, bun. Ia, s-o craftat, s-o craftat. Mai facem una. Unde e ușa mea aici, ușa? Hai. Aha. Ok, și aici la fel. Să fim serios, ușa asta nu rezistă deloc.
Așa. Acum s-a nevoie și la geamuri să le barricadez. Păi, cam atât a fost pe acest episod. Sper că vă place noua serie de Seven Days to Die. Mie, să fiu sincer, mie îmi place foarte mult jocul. Și chiar aș dori să fac multe episoade din seria asta, adică să o continui. Păi, nu uitați să like, share, subscribe și la revedere!